Panica de decizia lui Gheorghe Ștefan, copreședintele PNL Giurgiu, de a-l acționa în instanță pentru declarații calomnioase nefondate la adresa sa. Ionel Dinu nu precupețește niciun efort de a-l peria cu sârg pe acesta, sperând într-o reconsiderare a poziției lui Gheorghe Ștefan, mai ales că acel furnizor de informații incriminatorii nu mai este dispus să-și le asume. Văzându-se așadar dând cu subsenatul în viitorul apropiat, dar și ușurat de numai puțin de 20.000 de euro, Ionel Dinu îl vede acum pe Gheorghe Ștefan un bărbat bazat, înalt și puternic și, mai presus de toate, chiar în partidul său. Eu l-am provocat, într-adevăr, pe Gheorghe Ștefan să ne spună despre afacerea Morun. Și sunt total mulțumit de răspunsurile care mi-a dat. Eu pe Gheorghe Ștefan nu-l văd ca un papițoi, vă spun la modul cel mai serios, nu-l văd ca un papițoi, îl văd ca un om integru, un om normal, un om voinic, un om cu forță. Ca om îi transmit scuzele de rigoare. Astfel, schimbând blana de lup moralist pe una de mielușel, Ionel Dinu își face mea culpa și încearcă să îngroape securea războiului, fiindcă e clar că 20.000 de euro nu stau rău în niciun buzunar.